I'm somewhere in the middle, try to find myself again. But life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong, I know it's good if I'm alone. I got it, I gotta go, 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 run. Trebuie să vă mărturisesc că mă simt aproape ca la un examen, ca și când aș da iarăși bacul sau ca și când mi-aș prezenta o lucrare, să zicem, nu știu, lucrare de licență și mă aflu în fața comisiei, care e adevărat, mă așteaptă de ceva vreme, abia aștepta, sper eu, să mă vadă sau mai degrabă să mă revadă cu entuziasm, cu drag, cu dor. Comisie pe care, la rândul meu, abia așteptam să o revăd. Comisia, evident că sunteți voi, din Balaban, și folosesc termenul ăsta poate un pic mai pompos, pentru că am niște emoții crunte. În ciuda faptului că fac vlog de atâția ani de zile, din mezozoic, practic, și știu foarte bine cum merg lucrurile și nu sunt la prima pauză mai lunguță, în ciuda acestui fapt, de fiecare dată când revin, după o perioadă de timp în care n-am fost aici, sunt un pic ruginită și durează puțin până când îmi intru în ritm și până când scap de emoțiile astea așa, ca și când m-aș vedea, uite, cu prietena mea Mădălina din Spania, pe care n-am văzut-o de atâta vreme și pe care, cu toate că o știu și în dungă, dacă o văd acum, după atâția ani, cred că m-aș prăvăli toată la pământ. De bucurie și de emoție și de bucuria aia a revederii. Și exact așa mă simt acum, știind că mă urmăriți după, sunt 3 săptămâni dacă stai să te gândești, dar n-am mai luat eu camera de vlog în mână de atâta vreme. Chiar dacă eu am mai folosit așa aparatul, am mai pozat una alta, am mai fotografiat, am făcut și niște filmulețe acolo pe Instagram pe care cei care mă urmăriți în direcția aia probabil știți. Am revenit de vreo săptămână pe Insta. Dar aici pe YouTube nu. Și e foarte ciudat sentimentul ăsta. Știu că zice toată lumea asta la început de an, după pauza de Crăciun, dar chiar așa mă simt și va dura probabil puțin până când o să fim la zi cu toate cele. Am o groază de lucruri pe care vreau să vi le povestesc și întâi de toate vreau să vă zic și eu la mulți ani, că n-am apucat. Sper că sunteți cu bateriile încărcate, odihnite și odihniți, cu poftă pentru anul ăsta ce tocmai a venit și că îl priviți, așa cum încerc și eu să-l văd, ca pe o oportunitate. Ca și când începem un nou capitol în viețile noastre și avem așa o foaie curată în față pe care să așternem lucruri frumoase, deosebite, experiențe interesante, să ne cultivăm și mai mult anul ăsta din toate punctele de vedere. Și dacă veți alege să o faceți alături de mine pe parcursul lui 2023, mă voi bucura desigur teribil, când sper să fie cel mai bun an al nostru de până acum, așa cum poate a fost și vlogmasul. Și propun să începem de aici, vă dați seama că sunt nevorbită de atâta timp și evident că am o groază de chestii pe care vreau să le spun, așa încât prima parte a vlogmasului va fi o punere la curent, dacă vreți. După care plecăm, evident, de fapt într-o jumătate de oră trebuie să ies pe ușă, pentru că mă duc să filmez ceea ce cred că voi deja ați văzut și, Doamne, sper să iasă așa cum îmi imaginez eu, anume intro-ul. Pentru că mi-am propus ca anul ăsta să am intro. Am văzut cât de mult v-a plăcut cel pe care l-am făcut cu ocazia vlogmasului. Miau, miau, mi-am înșelat, tisic. Și tocmai de asta vreau să fac ceva relativ similar, tot așa ceva personalizat, tot așa ceva care să se simtă foarte balabanian, să fie foarte în stilul meu și de asta am pregătit niște lucruri pe acolo, probabil că nu le vedeți, dar o să am grijă să le filmez pe toate și nici nu știu cu ce să încep mai întâi. Deci, într-acolo o să plecăm. Dar vă lăsasem cu vlogmasul, care s-a încheiat cumva ca un boom pentru mine. A fost ăla ultimul clip, în afara faptului că cel mai lung dintre toate pe care le-am postat eu vreodată pe YouTube, mai aveam câteva secunde și făceam 2 ore, dacă mi-amintesc bine, clipul ăla a fost cu năbădăi per total. Adică
atâta, nu știu, aveam senzația cumva că universul complotează ca ăla să nu fie, pentru că mi-a creat probleme cap-coadă. De asta l-am și postat pe data de 25 de Crăciun și bineînțeles că eram panicată toată, că aoleo, că eu n-am vlog, mă, sunt de final, că nu se poate, cum adică să închei cine știe când, că fetele, băieții vor fi acolo în cozonace, în sarmale, vin eu cu vlogmasul meu de final. Până la urmă a fost totul bine și nu pot decât să vă mulțumesc, am răsuflat așa cumva ușurată, că nu l-am lăsat acolo, nu l-am abandonat în vreo formă, chiar dacă a venit un piculeț mai târziu. Și bineînțeles că n-a fost ceva intenționat, că nu e niciodată lucrurile astea care nu sunt sub controlul meu. Și aici o să vreau să vorbim puțin, pentru că asta este una dintre cele mai importante propuneri, să zic, ale mele pe 2023. N-aș vrea să le zic rezoluții, că nu-mi place cuvântul în general, nu mă țin de ele, dar asta cu controlul, știi, să dau drumul un pic a controlului. O să vorbim imediat și despre aspectul ăsta. Dar, da, eram foarte, foarte stresată, foarte panicată, pentru că a trebuit să reiau de foarte multe ori montajul, am și filmat foarte mult la el, de asta au fost cele 2 ore pe care le-am postat până la urmă și știu că au existat persoane care ar fi preferat să aibă câte ore avea el, deci, nu, 4, 5, cu totul. Dar, realist vorbind, v-am mai povestit eu detaliile astea, majoritatea lumii nu are timp să se uite la așa ceva, pentru mine ar fi fost și mai mult demontat, aș fi întârziat și mai mult cu el și de asta, chiar dacă am trunchiat anumite aspecte, știu că vreți să vedeți colecția aia de parfumuri miniaturi, știu și țin cont, fiți pe pace că o să vi-l arăt pe toate. Cu toate astea, știu că a fost mai bine să las chiar și așa la durata aia obscenă. Majoritatea oamenilor care nu mă cunosc și nu știu așa despre clipurile mele, se crucesc în momentul în care le spun cam cât au clipurile mele. Ce durată au. Pentru că 2 ore, unele filme artistice țin mai puțin. Și acum eu nu zic că mă ridic la nivelul ăla, orică volumul meu de muncă este identic sau că măcar se apropie de calitatea ceva cinematografic, dar chiar și așa, o durată, cu cât e mai lung video, cu atât înseamnă că a fost mai mult material de tăiat din el, cu atât au fost mai multe informații de procesat, cu atât a fost mai mult demontat. Și v-am spus, raționamentul meu cu materialul ăla a fost pur și simplu să acopăr tot ce era acolo, să ajung la toată lumea, adică să nu dedic foarte mult timp, cu toate că știu că v-ar fi plăcut mai mult să vedeți parfumurile și alte chestii decât altele, dar nu am vrut cumva să favorizez un anumit aspect doar pentru că, e adevărat, parfumurile au fost top, 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 top și am cutiuța undeva prin spate și vă promit, o să intrăm și în ele. Vorbind de aspectul ăsta, poate observați că sunt niște lucruri schimbate prin casă. Nu doar în camera asta, sunt în același apartament, asta este, o să vorbim și despre aspectul casă, că am și acolo să văd cu o groază de chestii și uite, poate chiar astăzi avem noroc și mergem undeva, mă rog, eu o să merg și vouă o să vă povestesc, că nu știu dacă o să pot să știți voi, dar s-au produs niște modificări pe aici, acolo era bradul și consa de toaletă era în partea aia. În partea aia acum sunt niște corpuri, în dormitor a apărut o oglindă nouă, am mutat multe chestii, am mutat și în sufragerie, lucruri care au fost ușor menționate pe Instagram, pentru că acolo am revenit deja de vreo săptămână, am mai postat câteva lucruri și știți că vă updatez acolo mai des, mai frecvent, cu privire la ceea ce fac. Și am menționat așa câte ceva pe alocuri, dar n-am apucat nici acolo să vă arăt în detaliu și promit că de îndată ce ne întoarcem acasă, după ce ne vedem cu Iuliana, bineînțeles că eu o să facem intro-ul frumos și ce mai avem de făcut, vă promit că o să vă pun la curent și cu asta și vă arăt cam care sunt modificările. Nu sunt neapărat niște lucruri majore, fiind aceeași casă, dar pentru mine vă spun că este ca și când, aproape la fel ca atunci când sunt într-un spațiu nou, să zicem că m-am mutat în altă parte. Nu m-am mutat, dar este un refresh de care simțeam că am nevoie, pentru că nu mă mai simțeam confortabil în organizarea pe care o aveam, în felul în care erau lucrurile, o parte din haine aici, o parte pe dincolo, pantofi aici, dincolo, cărți amestecate cu pantofi, nu neapărat că mă deranja vizual, pentru că îmi plac juxtapunerile astea ciudate, dar acum sunt toate la un loc și sunt așa niște corpuri înalte aici cu toate prostioarele mele, cu lucrurile astea, materiale care mă bucură pe mine, gentosane, Laviniu, este și Nilă pe acolo tot cu, mă rog, problema lui fizică despre care știm, tot felul de pantofe, uite, anul ăsta poate facem și o colecție de pantofi ca anul trecut, n-am făcut și am niște chestii superbe să vă arăt, niște nebuneli colecționat așa de pe Vestiar Colect, niște modele cu adevărat nebunești și m-aș bucura în sensul ăsta dacă mi-ați lăsat în comentarii ce vă doriți voi anul ăsta de la mine, ce v-ar plăcea să vedeți mai mult, pe ce subiecte să insist, măcar așa la prima mână. Eu știu că lucrurile astea nu sunt întotdeauna exacte. Adică e un sondaj la care nu poți avea rezultate 100% corecte. Dar
îmi dau seama în funcție de cantitate și în funcție de, nu neapărat de calitate, nu le ierarhizez în felul ăsta, dar în funcție de răspunsurile voastre, îmi dau seama cam pe unde înclină balanța. Și combinând asta cu ce mi-am propus eu pentru anul de față, cred că vom ieși undeva la un numitor comun și asta îmi doresc cât mai mult, să vă ofer materiale care să vă ajute într-o formă sau alta, să fie o plăcere pentru voi, momentul în care veniți aici să fie o evadare, o relaxare, să vă simțiți ca atunci când sunteți cu o prietenă la cafea, să aveți momentul vostru, momentul vostru cu mine, dacă vreți. Ah, că mai sunt alți membri pe lângă voi sau prietene, că știu că multe fete se uită la mine cu prietenele, cu iubitul, chiar cei care nu mă urăsc, Doamne ajută, cu sora sau fetele din facultate care îmi povesteau, fetele care acum au copii, care au absolvit facultatea, care au terminat liceul și care mă urmăreau din, nu știu, din cămin și mai îmi zic toată, știi că, că mă uitam cu prietenele mele de atunci, mă uitam la tine și uite acum unde am ajuns și poate că nu mai am același timp, dar să știi, când pot, mă uit la tine. E, aș vrea să se mențină cumva tradiția asta și indiferent de cine e pe lângă voi, dacă e în momentul în care vă uitați la mine, aș vrea să simțiți un grad de intimitate atunci când sunteți aici pe canalul meu, chiar dacă voi știți multe despre mine și eu mai nimic despre voi, să simțiți cumva că și eu vă cunosc pe voi și că puteți să-mi spuneți orice și că vă puteți simți relaxate și relaxat și că aici este un spațiu protejat. Când veniți aici să vă simțiți calme și liniștite și să plecați poate mai senine sau mai relaxate sau cu un zâmbet pe buze sau cu ceva ce vă face să vă gândiți într-o direcție sau alta, că aflați ceva nou, că vă ajut într-o formă sau alta. Asta mi-am propus eu referitor la zona asta de YouTube, unde îmi permit să fiu mult mai aproape de voi decât o fac în mod normal pe Instagram. Știți că acolo este altă poveste, acolo investesc pe alte planuri și vorbind de investiții, nu vă zic că am făcut niște treburi. O să ajungem și la toate astea. Referitor la povestea cu Vlogmas-ul, mă rog, l-am încheiat. Vă mărturisesc, a doua mărturisire, pe vlogul ăsta, că a fost cel mai solicitant dintre toate. O nebunie cu totul, poate și pentru că au fost multe plecări și pentru că m-am stresat foarte mult cu niște chestii. Adică, uite, în Polonia, de exemplu, când eram cu Vicky, îmi zicea și ea că o să explodezi, deci calmează-te, nu se dărâmă pământul dacă nu postezi într-o zi sau două. Majoritatea oamenilor înțeleg că ești totuși aici, bucurește-te și tu de ce ai în jurul tău și calmează-te! Pentru că, fiind în deplasare, nu montam pe calculatorul mare care e în spate și eram cu laptopul mic care are o putere mult mai scăzută de procesare, montare și toate cele. Și în momentul în care faci vlog zi de zi, zi de zi, nu ai posibilitatea de a revizui niște chestii, de a te întoarce la unele lucruri, de a, dacă ceva nu merge bine, la revedere, pentru că stătea foarte mult ca să proceseze videourile respective. Și eu eram foarte stresată pentru că a trebuit să ne mutăm de la o cazare la alta și nu aveam prize, de exemplu, ca laptopul să fie tot timpul în funcțiune, să aibă timp pentru montaj. Adică alea 30-40 de minute cât vedeați voi, mie mi le monta în 8 sau 9 ore. Și 8 sau 9 ore să am laptopul în priză nu era întotdeauna posibil și eram exagerat de stresată, dacă ați văzut pe acolo și prin Instagram pe unde v-am mai arătat, eram cu laptopul după mine pe străzi, ținându-l deschis, pentru că în cazul care îl închideam nu mai putea să-mi proceseze și să monteze ăla. Și ăsta este unul dintre aspectele la care vreau să lucrez neapărat anul ăsta, să nu mă mai stresez atât de mult pentru lucrurile care nu sunt în puterea mea, pe care nu le pot controla neapărat. Unele da, altele nu. Și cumva să fac pace eu cu mine, chiar dacă nu va fi pe placul tuturor, și mă refer doar la subiectul ăsta, este așa un exemplu ca să leg eu cu vlogmasul, chiar dacă nu va fi pe placul tuturor și poate o să greșesc în fața unor oameni, vreau cumva să fiu împăcată eu cu mine că am făcut tot ce mi-a stat în putere și mai departe să, știți cum zic vorbitorii de limba engleză, să let go. Adică să nu mai am chestia asta, nu e neapărat o dependență sau, nu știu, control, fric, engleza batovina, dar este mai degrabă ceva ce ține de mine, de cât de conștiincioasă sunt, pentru că eu mă consider un om muncitor și harnic și care încearcă să facă multe deodată, din păcate, și atunci când lucrurile nu merg așa cum îmi planific eu, în ciuda faptului că respect toți pașii, intervine sentimentul ăsta de vinovăție că nu e suficient ce am făcut, că nu am făcut destul, că n-am dat destul și nu mai vreau să pun presiunea asta pe mine. Nu o zic în nicio formă ca un reproș. Doamne ferește, eu știu de ce vin mesajele de genul ăsta, dar este foarte dureros pentru mine, poate suna exagerat, să aud că a, doar atât, sau a, mă așteptam la ceva mai mult, sau a, mă așteptam la altceva.
mă așteptam să fie în alt fel. Și acum dacă e să mă leg doar de durata clipurilor, știi, că sunt 20 de minute și, nu știu, cineva s-a așteptat la 40 și îmi spune chestia asta sau s-a așteptat la o oră, păi mă pregătisem pentru nu știu ce. Pe de o parte o iau cumva flatant, că uite, vrea mai mult, îi place să stea cu mine. Pe de altă parte, pun foarte multă presiune și mă stresez, cumva simt că am dezamăgit, că nu am oferit ceea ce se aștepta cineva. Și undeva, dacă reușesc să țin chestia asta sub control, adică să nu o las să mă afecteze prea tare, cred că ar putea fi un lucru bun, presiunea, numai că pe mine mă afectează prea mult. Și vreau să lucrez la asta, vreau să nu mai simt presiunea aia. Vreau să fiu confortabilă cu mine în situațiile în care știu că am făcut tot ce se putea face. Și mă refer la alte planuri, nu neapărat doar la aspectul ăsta, dar a fost unul destul de apăsător în perioada vlogmasului, pentru că anul ăsta mai mult ca oricând, așa m-am, deci foarte, foarte multă presiune. Și tocmai de asta au fost cele 3 săptămâni de pauză, care au fost mai mult decât binevenite și necesare. Stasem câte ceasă să nu întârzii totuși, că trebuie să fiu undeva. Tocmai de asta au fost cele 3 săptămâni de pauză, pentru că am avut într-adevăr nevoie de odihnă. Cum vă ziceam, a fost mult mai liniștită perioada, n-am plecat din țară. Data asta am fost aici, într-adevăr am fost pe la Buzău și undeva pe la munte, au fost câteva deplasări, dar nu cu vlog, nu cu spate rupt de aparatură, nu cu trezit de la 5, nimic de genul ăsta, nu cu presiunea că astăzi trebuie neapărat la 7, am vlog, măsul, trebuie să fiu aici. Dar anul ăsta vreau să fie unul calm, vreau să fie unul liniștit, vreau să fie un an al împăcării cu vocea aia din capul meu. Ceea ce vreau și pentru voi. Poate deja sunteți acolo și nu aveți nevoie de asta, dar dacă nu, poate e o călătorie pe care o vom porni împreună. Deci m-am odihnit, mi-am refăcut forțele, și alea fizice și alea creative, am citit, am mâncat mâncare bună, m-am uitat la filme frumoase, am citit cărți bune despre care urmează să vă povestesc și cred că voi face pentru următorul clip, și vreau să discutăm un pic aici, pentru următorul clip mi-am propus să fac retrospectiva anului. Știți cum fac la fiecare început de an? Fac un best of, în care povestim așa despre momente bune, despre lucruri care s-au întâmplat și au fost bune, despre produse pe care le-am folosit, despre cărți pe care le-am citit, despre filme pe care le-am văzut și lucruri de dat mai departe. Adică să tragem cumva linie și să vedem ce a fost bun în anul ce tocmai s-a încheiat. Cu toată sinceritatea, lucru pe care l-am mai spus, 2022 n-a fost excepțional pentru mine. Cred că e un an care m-a schimbat pentru totdeauna, nu știu dacă în bine sau în rău, dar există niște aspecte care nu vor mai fi niciodată la fel. Nu vreau să sune dramatic, apoteotic, vreo formă sau alta, însă cred că au existat niște puncte pe parcursul anului care pentru mine au determina niște chestii. Deci s-a produs ceva acolo. În principiu în bine, cel puțin încerc să văd partea bună, partea plină a paharului. Acum, cum vor evolua toate astea, urmează să aflăm. Cum vă ziceam, nu sunt fanul rezoluțiilor, nu-mi propun să slăbesc nu știu cât, nu-mi propun să mă duc la sală, nu-mi propun să mănânc nu știu ce, să la, că nu merg. Deci eu cu rezoluțiile nu pot să le țin pe termen lung, că intervin tot felul de treburi. Și de asta încerc să nu mai gândesc la planuri de genul ăsta, ci pur și simplu să iau așa o temă generală, cum este asta a calmului, să zicem, a liniștii, a împăcării cu propria persoană. Și mai degrabă să mă orientez așa pe o chestie poate puțin vagă, puțin ambiguă, dar nu ceva setat și după aia să pun bățul pe mine că, ai ratat nu știu care oră de alergat sau zic și eu, nu că m-aș fi apucat până acum. Nu, să o iau cumva mai generalist și dacă va fi să fie super, dacă nu, nu o să fiu dezamăgită. De asta e bine, v-am mai zis eu, în viață e bine să n-ai așteptări, concluziile din Înțelepciunea Balabanier, e bine să n-ai așteptări tocmai ca să nu fii dezamăgit. Dacă se întâmplă, cu atât mai bine, o să ai o surpriză plăcută. Dacă nu se întâmplă, aia e. N-o să fii dezamăgit, măcar nu ți-ai creat așteptări. Și cu toate că uneori ni le facem fără să ne propunem neapărat, uneori ele se instalează. Cum a fost cazul, ca să ajung și la aspectul ăsta, cu cășilii, cu mutatul, cu toată distracția despre care vă povesteam anul trecut. Chiar astăzi ar trebui să am o vizionare, de asta am menționat mai devreme, ar trebui să mă duc să văd o anumită proprietate. Nu știu dacă se va lega, pentru că am avut niște, uite, dezamăgiri în trecutul apropiat, în care găsisem ceva care se plia cât de cât pe ceea ce îmi doream eu și la momentul la care m-am hotărât, cineva mi-a suflat respectiva chestie de sub nas și m-am ofticat foarte mult pentru că simțeam acolo niște chestii, niște conexiuni așa și a fugit acel aspect.
Astăzi iarăși stau cu oarece emoții, pentru că nu mi s-a confirmat clar dacă pot viziona respectiva proprietate, având în vedere că este cineva înaintea mea și sper să nu se repete cazul. Vă voi pune la curent de îndată ce se întâmplă toate astea, dar uite, ce mi-am propus este ca anul ăsta să nu mai locuiesc aici. Asta poate să însemne multe, adică este foarte vagă afirmația, nu înseamnă automat că o să mă mut unde vreau eu sau că o să-mi iasă exact cum îmi doresc eu, dar mi-am propus să depășesc această chestie și să sperăm că o să se întâmple. Lucrez intens la asta, ați auzit toate poveștile alea cu manifestatul, cu, știi, să-i spui universului ce-ți dorești și așa, nu știu dacă neapărat cred eu în ele, dar iată, universule, am spus iarăși, am zis și pe cameră să rămână aici înregistrat, îmi doresc ca asta să se întâmple în anul ce vine. Pentru că este foarte târziu, ar că am trebuit să plec în următoarele 3 minute, ar că am trebuit să plec, să-mi iau toată recuzita, toate nebunelile, poate vedeți că sunt acolo niște rochii întinse, să le pun pe toate într-un loc și să mă duc, să mă întâlnesc cu Iuliana ca să ne ocupăm de filmare. Așadar, strâng aici și mai povestim un pic în mașină și după aia când venim acasă vă și prezint ce și cum e pe aici și mai stăm noi la povești că avem, slavă Domnului, o groază. Dar da, iată-mă, bine ați revenit pe canalul Balabanian, mă bucur teribil să vă revăd, la mulți ani încă o dată și hai, dăm startul vlogurilor pe 2023. Puh, venea să zic iarăși vlogmas. Nu, vlogmas la anul, când îmi propun să fac lucrurile diferit, dar mai e până atunci, mai sunt mai puțin de 12 luni. Și sigur o să se mai schimbe ceva până acolo. Deocamdată, hai! There's a party downtown, someone said that you're coming by. Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. I regret what I said, didn't mean it, yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a party downtown. Am plecat, m-am și schimbat între timp pentru că am transpirat îngrozitor în bluza pe care o purtam. E și vina mea, într-adevăr, cu emoțiile alea ce vă ziceam, dar era un plastic, 100%. Are o croială foarte frumoasă, însă bluza aia, dacă interesează pe cineva de la ASOS, să știți că este. Am luat-o cu ceva vreme, însă e poliester 100%. Și am transpirat înfiorător în ea, așa că m-am schimbat în puloverul pe care mi l-a luat Dari, cadou de Crăciun ăsta albastru, poate la Zoză, de, printre ultimele vlogmasuri apare. Și mă duc acum undeva la un showroom de mobilă, unde am fost acum foarte mult timp, nu mai țin minte dacă am pozat sau am filmat, de pozat parcă sigur, dar nu mai știu cu filmatul, nu mai știu dacă am apucat să vă arăt ceva la vremea respectivă. Se numește La Maison și este un showroom de, numai puțin să nu fac vreo boacănă, este un showroom unde poți vedea mobilier expus de tot felul, camere decorate, deci mobilier, decorațiuni, tapet, tot felul de detalii de genul ăsta. Arată într-un mare fel, este o chestie ca din reviste, așa mi se pare mie, și am întrebat dacă ar fi posibil să fac și eu niște chestii acolo, adică filmat, pozat și așa mai departe, pentru că îmi doresc o poveste pentru intro-ul ăsta. De fapt, dacă ați vedea ce rochie am lângă mine, v-ați da seama cam în ce direcție de bas mă duc. Mă lăsați și pe mine? Mulțumesc frumos! V-ați dat seama în ce direcție de bas mă duc și am nevoie de un decor pe măsură. Ați văzut poate pentru vlogmas că tot așa m-am întrebuințat acolo cu o căsuță foarte frumoasă, cu lumină, cu pervaz frumos, cu verandă, pisicotul din dătoare și bineînțeles râmbul la final. Și tot așa vreau pentru acum să merg într-o direcție artistică, să fac ceva frumos personalizat, cum v-am zis. Că am mai avut eu intro-uri de-a lungul anilor și sper că se vede o evoluție pentru toate. Iar anul trecut știu că în mare parte a zis că totuși vă lipsește intro-ul, alții a zis că vă doare în cot, că important e conținutul, nu intro-ul, dar anul ăsta vreau să fac. Na, anul trecut n-am făcut, anul ăsta vreau să fac. Și ca să fie așa cum văd eu poveste bazmă, toate cele, am nevoie de un decor pe măsură. Și mi-am amintit de cei de la La Maison, care m-au primit la ei prin 2017, cred 2016, 2017, nu mai rețin exact. Am mai făcut eu niște imagini atunci, parcă totuși poze fusese ră, dar pe partea de video nu mi-am amintesc absolut nimic dacă a fost ceva. Cei care vă uitați la vlogurile de atunci, poate vă sună cunoscut, dacă nu e clar că n-a fost.
Și le-am trimis un mesaj, zic, s-ar putea să, așa, 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 așa. Am discutat un pic și mă primesc acum de dimineață. Am vorbit cu Iuliana, care s-a bucurat maxim de chestia asta, pentru că ea a propus, în timp ce discutam cu ea, băi, ce facem, cum, nu știu ce. Ăsta fiind unul dintre aspectele unde nu pot să fac singură. Vlogurile, știți, mi le fac eu. Poze, multe dintre ele sunt făcute cu trepiedul. Dar există anumite capitole, anumite aspecte unde nu am cum să lucrez singură. Cum este cazul ăsta al intro-ului, când am nevoie de cineva care să mă filmeze. Și cum eu cu Iuliana lucrez minunat, îmi place super mult de ea și am lăudat-o de atâtea ori, știți, tocmai pentru că îmi place, un om cu care mă simt foarte confortabil, normal că la ea am apelat și ne gândeam noi așa unde să facem, unde să ne organizăm cu toată povestea. Și ea a zis, mă, dar ăștia de la La Maison, oare, ce mai e pe la ei pe acolo? Și zic, stai așa, că dau eu un semn, le scriu sau îi sun să văd dacă există posibilitatea. Și au fost foarte drăguți oamenii și o să vedeți în momentul în care ajungem acolo, o să încerc să filmez pe cât de mult posibil ca să vedeți despre ce este vorba și cred că o să vă placă. Cred că așa ar trebui. Este undeva pe bulevardul Dacia, o zonă foarte frumoasă, e plin de ambasade și de case, palate, de oameni, mă rog, să zicem norocoși sau muncitori, sau înțelegeți voi la ce mă refer, e plin de oameni care au niște case cu adevărat impunătoare, rămase de pe vremuri, de alea construite, case boierești, palate, deci sunt absolut superbe. Dintotdeauna m-am întrebat oare cum arată pe interior și exact așa este și clădirea unde se află acest La Maison, unde mergem noi acum. Sper să am unde parca, pentru că o să fie foarte nasol. Dacă nu găsesc loc de parcare, o să fie destul de nașpa, pentru că zona asta nu e tocmai prietenoasă din punctul ăsta de vedere. Ce anapoda mi se pare pus blocul ăsta fix în fața casei. E un spațiu atât de mic. Nu-mi dau seama dacă sunt neapărat în oglindă casele astea două, dar uite ce diferență poate face atingerea umană. Cea din stânga se vede clar că este locuită, renovată, arată mult mai bine. În timp ce asta din dreapta e părăsită clar. Se vede după geamuri, după grafitiuri și în general așa are aerul ăla trist de casă părăsită. Tot pe Iuliana la treabă, am surprins-o în flagrant. Are acolo o aparatură cât pentru... La mulți ani! Asta este doar una dintre camere. E un fel de living, dar o să vă fac așa un tur pentru că palatul ăsta e într-un mare fel. E un palat, nu? Adică nu se poate numi casă chestia asta. Deci fac așa, exact. Așa, după care a făcut timp, exact. Da? M-am băcat aici așa. Da, vreau să nu mai cadru detalii, bam. Okay. Expresia ta, gen, poți să te și întorci așa, știi, gen, what? Da. Eu, făcând cadru foarte apropiat, eu trebuie să mă bazez pe expresie, deci că nu pot să te iau cu totul, știi? Da, da. Dar mă bine, scuza-mă, nu te-am liniște, da? Alo? Bună! Mulțumesc și eu! Și eu! Pa, pa! Ne-am mutat la etaj, am terminat prima parte a shooting-ului și acum trecem la a doua și a treia și vă retușez un pic machiajul și sunt tot într-o baie de-asta foarte frumoasă. Nu e cea mai frumoasă, deși toate mi se par frumoase și uite ce tablouri minunate sunt pe pereți. Iar în fața mea, ca să și vedeți, uite, cam așa, tot cu camera veche. Aia nouă a rămas acasă pentru că nu sunt obișnuită cu ea. Dar ca să vă faceți o mică idee, uite, candelabre pe sus și uite ce tapet frumos acolo. Mai filmez eu cadre oricum. Și îmi plac până și podelele astea. Mi-am luat la mine porfardul cu tot ce-mi trebuie, pentru că o să stăm ceva timp aici și sigur mi se strică machiajul. Ăsta ar fi etajul așadar, o parte din el, pentru că suprafața e foarte mare. Chiar râdeam cu Iuliana mai devreme că îmi trebuie hartă ca să nu mă rătășesc pe aici. Și uite cum arată biblioteca asta. Da, să mai cresc un pic luminozitatea. Ce bibliotecă frumoasă și chiar avem noroc de lumină bună, pentru că azi dimineață m-am panicat trezindu-mă, pe la 5 ploua și văzând că plouă, zic, mamă, o să fie întunecat toată ziua, să vezi dezastru, dar a ieșit soarele între timp, așa că pot să vă arăt în toată splendoarea. În partea asta la altă este încă o cameră, tot din asta înaltă, cu candelabru superb, acolo ne-am întins noi toate zarzavaturile, candelabru splendid și să vă arăt scara interioară, stați așa să vedeți și acolo, dar deocamdată ce frumoase sunt tablouașele astea. Vai, ce minunății. Casete de bijuterii de tot felul. Superb. Încoace. Avem și pian, ai văzut? Doamne, cum e.
Vai, cât e de frumos! Da, 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 ceva modest. Doamne! Putem să facem ceva și cu el, la o adică, nu? Doar când ai ceva mai deschis, ca să nu te preocupi. Da, 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 că acum cu blămare nu merge. Și cu Olivia aia arată într-un mare fel acolo, dacă o vedeți. Bine, toate detaliile astea sunt... Pe mine mă îngrozește doar ideea pisicilor, pentru că eu așa ceva n-aș putea să țin în casă, că ar distruge tot. Practic tot. Hai să vă arăt și scara minunată. Aici ar fi un holișor, unde sunt niște ceasuri frumoase. Dar uite, uite ce candelabru. Nu, chiar mă simt în palatul sau castelul unei prințese. Uite-te tu ce scară minunată. Imaginați-vă să locuiești aici. Doamne! Nu, e într-un mare fel. Și intrând, tot podea din asta frumoasă, mă rog, pe undeva parchet, prin alte părți gresie, încoace, este un dormitor superb. Lumina e foarte bună, chiar dacă sunt aprinse câteva becuri, dar lumina e foarte bună. Și uite ce frumos arată acolo birouașul. Încă o casetă din asta frumoasă pentru expunere. Doamne, nu, este fantastic. Deci visele mele imobiliare se împlinesc cât de cât așa fantezist aici. Pat, senzațional. Și ăsta este Bulevardul Dacia. Deci ăsta mare așa. M-am chinuit un pic până când am reușit să intru în parcarea lor, pentru că e chiar la Bulevardul Mare și nu e chiar așa ușor de accesat dacă ești pe partea cealaltă. Dar până la urmă am izbândit. Tapetul e și el foarte frumos. Și dacă e să ne continuăm turul, încoace eram eu mai devreme. Uite că mi-am lăsat porfardul acolo, dacă puteți să-l vedeți. Un șifonier fain. Aici este o oglindă minunată, înaltă, unde pot să vă prezint outfitul meu. Asta este prima rochie pentru început. O să defilez cu asta, superbitatea asta, gotic, așa. E blămarin. Nu știu cum o vedeți voi acolo. Și uite ce nasturaș minunat are. În formă de... Nu? Ne-a făcut? În formă de albinuțe. Deci se pare că e potriveală totală. Și încoace mai avem încă un dormitor. Tot așa o superbitate cu mobilier din ăsta fantastic. Cu tablouri, cu diferite tipuri de tapet, scaune minunate. Chiar dacă sunt obiecte noi, adică aici nu e nimic vintage, chiar dacă sunt obiecte noi, au farmecul ăsta al vechiului. Dar vechiul frumos, nu e nimic care să inspire bătrânicios. E un clasic foarte, foarte elegant și mi se pare minunat. Și uite-te tu priveliște. Deci scoți capul pe geam și vezi palatul ăsta. Hai de capul meu. Senzațional. Iar încolo mai e un spațiu de depozitare. Deci da, este o frumusețe de loc și sunt foarte, foarte bucuroasă că pot să filmez aici. Bun. Asta e o veste bună.
poate face. Uh-huh. Ce fain. Se vede foarte bine și cu ușa. Da. Voi, de cald e, nu pot să crezi. Da, este exagerat de cald. Dar imaginează-ți să ieși pe geam și să vezi chestia aia. Da, este adică... un viu. Da, știu că stau chemită. Exact cum stai în oglindă cu Olivia. Uh-huh. Dar, gen, să stai cu spatele la oglindă, tipică. Mai în spate. Poza ai făcut? Da, am făcut. Dar am făcut doar landscape. Vrei să-ți fac și pe portret? Da, dacă poți, da. O să te duci până la balustradă, să avem mișcarea. Am finalizat cu Iuliana și a ieșit foarte bine, cred, adică sper, sunt sigură că rezultatul final o să fie wow, exact așa cum ne-am imaginat, pentru că au mers toate foarte bine, adică am avut spațiul perfect, lumina, mai ales lumina este foarte importantă, nici nu vă dați seama, oricât ar fi de minunat decorul și oricât ar fi de minunată ideea și planul și hainele și persoana, dacă lumina nu este bună, e degeaba, cu totul. Și am avut mare baftă, așa cum v-am și zis, uitându-mă pe acolo prin camerele alea cât de frumos pica lumina, mi-am dat seama din start că o să iasă minunat. De fapt, cred că e mai bine, presupun că nu le poți avea pe toate, cred că este mai bine să ai o lumină bună, dar restul detaliilor să nu fie atât de minunate, decât invers, pentru că lumina bună pune totul în valoare și arată de 1000 de ori mai bine, indiferent că restul poate scârțâie. Și bineînțeles că a fost o plăcere și abia aștept să vă arăt. Ba chiar o să vă rog, așa cum am făcut și în cazul vlogmasului, dacă vedeți într-o ușă, ar trebui teoretic în cazul în care nu l-ați sărit, o să vă rog să-mi lăsați în comentarii să-mi spuneți cum vi se pare. Dacă vă place, dacă preferați altă idee, dacă v-a fost unul în anii trecuți care vi s-a părut vouă cel mai palapania, nu știu ceva ce vă plăcea așa în mod deosebit, chiar dacă nu-l voi aduce înapoi pentru că vreau să fie, știi, ceva nou, an de an, chiar dacă nu-l voi aduce înapoi, măcar țin cont pentru viitor și când va mai fi cazul să știu în ce direcție să mă orientez. Opa, aș vrea să mă bag și eu pe aici. În altă ordine de idei, este exagerat de cald. Eu, în general, știți că vin cu raportul meteo, vă povestesc toate cele și plângerile mele obișnuite ar fi în direcția întunericului, că e întuneric, că e nașpa. Dar anul ăsta, întuneric a fost în decembrie, mai ales când am avut nevoie de lumină, a fost beznă, după cum știți. Anul ăsta este ceva complet anormal și probabil că sunteți la curent, că nu aveți cum să nu fiți, dacă trăiți pe țara asta și ieșiți din casă sau deschideți geamurile, nu aveți cum să nu fiți. Băi, este exagerat de cald. Pentru luna ianuarie, deci astăzi sunt 20 de grade, eu am paltonul la mine, am plecat cu el pe mine, l-am dat jos, că nu mai puteam de cald și acum mi-e foarte cald. Și cred că de asta am și transpirat în casă, că m-am schimbat de bluză, ce v-am zis când am plecat. Cred că de asta am și transpirat pe lângă emoții și agitație și evident că e și căldura pornită, dar temperatura de afară este ceva completamente anormal și țineți cont că asta vine de la un om căruia este frig cam tot timpul. Eu sunt friguroasă, am mâini și picioare reci chiar și în timpul verii, v-am mai povestit. E o circulație de pește, practic. E, chiar și pentru mine, care iubesc căldura și aș zace ca o șopârlă de apă, pietre, știi, toată ziua să mă prăjesc, mă sperie ce se întâmplă în perioada asta. Adică 20 de grade au anunțat ei, dar cred că la soare ar fi mai mult și chiar și 15 dacă ar fi. Mi-amintesc că acum câțiva ani, acum mulți ani de fapt, eram eu în liceu și mă plimbam cu bunica mea pe vremea când încă putea săraca. Și erau atunci, în ianuarie, tot așa, în jur de 10-15, oricum nu 20 temperaturi, că asta eu nu mi-amintesc să-i văzut vreodată în timpul vieții mele în ianuarie. Și mă plimbam cu ea și bunica mea era complet oripilată pentru că ea, având o vârstă și prinzând ieri de-alea tată, cum nici măcar eu n-am apucat, eu născută în 91, bunica mea în 40 și ierni tătuțule, deci ca lumea, cu nămeți, cu viscol, cu ger, de-alea, cam povești. E, și bunica mea era ultragiată, adică cum să fie 10, asta e Vicky care îmi scrie, mă iertați, cum să fie 10-15 grade în ianuarie, este anormal că e lumea cu fundul în sus și eu râdeam pe vremea, da, bine, las așa că oricum eram sătule de iern, că pe atunci era relativ normal. E, acum dacă stau și mă uit la ce se întâmplă și la temperaturile astea, vă spun cu toată sinceritatea că mă înspăimântă. Pentru că nu este firesc, nu este normal să fie atât de cald. Este primăvară în toată regula. Chiar m-am amuzat că am postat pe stories câte ceva și v-am arătat din ținuta maro, cred că a fost a
5 ani, nu mai știu, credeți-mă, m-am schimbat de un catraliar de ori, mi-a și murit bateria la cameră la un moment dat, deci n-am filmat chiar tot ce s-a întâmplat, că am stat câteva ore, acum e după amiază. M-am schimbat de câteva ori și am consumat două baterii filmând tot ce se putea pe acolo. Și la ultima ținută și cred că și la penultimele am avut sandale. Nu mi-a fost frig o secundă, asta îi ziceam și Iulianei când ieșisem acolo pe terasa aia superbă, că băi, este anormal de cald, sunt în sandale și cu flufluul ăsta pe mine și nu mi-e frig nici o secundă. Și mi-a trimisese cineva un mesaj pe Instagram după ce am postat niște story-uri în care vă arătam ce am făcut. Și îmi zicea cineva, în sandale în ianuarie, dar nu ți-e frig? Zic, băbiță, 20 de grade astăzi la București. Persoana respectivă spune, păi stai, eu sunt din Timișoara, dacă am înțeles bine. Eu sunt din Timișoara și la noi astăzi plouă și e frig, scuze. Dar liniștită că nu e de scuze, nu e nicio problemă. Dar este foarte cald. Deci aici în București este foarte cald. Nu știu cum e în celelalte zone ale țării, oricum nu prea mă mai uit la meteo în general, pentru că nu se potrivește ce zică ea acolo. Dar mai verific din când în când, în momente de genul ăsta, când e ceva normal, când simt eu că e ceva normal, sau când trebuie să plec pe undeva și mă orientez cât de cât să văd cam cum e în zona aia. Altfel nu, n-am treabă. Dar da, este foarte ciudat și neplăcut și nu știu încotro ne îndreptăm. Nu vreau să fac eu predicții tâmpite, nici să vorbesc despre subiecte care mă depășesc total. Atât vă spun că scoatem la propriu limba pe afară de calci. Dacă în ianuarie sunt 20 de grade, nu știu, în martie ne așteptăm la 35, în mai ne așteptăm la... Haide! E, bravo! Da, am rămas un pic la semafor din cauza unui domn un pic indecis. Asta este, de-abia mai stăm la povești. Oricum, a fost absolut minunat, ca să revin de unde am plecat, că ne-am putut desfășura așa în voie, nu era aglomerat. În principiu, acolo fiind showroom de mobilă, vă dați seama ce presupune un showroom, că vin oameni să vadă mobilier. Și toată lumea din staff-ul celor de la Maison au fost foarte drăguți și ne-au lăsat să ne desfășurăm în voie, fiind și atât de mare casa și atât de frumoasă, n-am avut niciun fel de dificultate în a ne organiza în mai multe spații și am vrut să facem cadre cât mai multe. De cele mai multe ori la filmări de genul ăsta rămâne foarte mult material neutilizat, pentru că intro-ul meu probabil, calmați-vă, că va avea undeva niște secunde, 10, 15, maxim 20, nu trebuie lălăit ăla, pentru că având în vedere că vreau să-l țin pe tot parcursul anului, o să vă plictisiți de el la un moment dat. Dar noi am făcut atât de mult material, deci am filmat cu orele și întotdeauna din astea tai și surprinzi și tu esența. Da, a trebuit să-mi retușez machiajul de 5.000 de ori, a trebuit să mai umblu la păr, m-am schimbat iarăși de 1.000.000 de ori, m-am trezit cu niște maro întins pe față. Și nu știu dacă ați observat chestia asta, măgăcici. Nu știu dacă ați văzut, dar am început să folosesc altceva pentru ochi, pentru condițiile pe care mi le fac eu în mod normal. Mi se pare mult spus că am altă tehnică, sună un pic prea pompos, nu e vorba de nicio tehnică. În calitatea mea de make-up artist nu mi-au astfel de titluri, dar am început să fac ceva, am început să fac altfel. Adică îmi fac cu creionul acum, creion sau dacă nu cu niște foarne, n-am mai folosit tuș pentru că mi se pare că are un aspect un pic mai natural atunci când folosesc creion și dacă nu este atât de intens machiajul ochilor, mă simt mai confortabil să port mai des culori închise pe buze. Haideți, doamnă! Promit că o să vă arăt cu prima ocazie, poate în următoarele daily-uri, că acum oricum nu pot, am ajuns un pic până la Carrefour pentru că trebuie să iau câte ceva, niște mărunțișuri, nu mâncare neapărat, dar trebuie să iau niște de-astea, papetărie, plicuri, agrafe, tot felul de, nu știu, ștampile, niște chestii de plastic de care am eu nevoie, să mai iau niște pixuri, lucruri de-astea de muncă, de birou, agende, să zicem, cam, dar mai trebuie niște carnețele, prostii de genul ăsta. Așa că mă duc acum să le cumpăr, după care o să mergem direct spre casă. Și mai trebuie să mergem până la Easybox, că mi-a sosit card pentru noua cameră, pentru că trebuie să schimb multe chestii, având în vedere că am făcut switch-ul ăsta, n-am dat prea multe detalii azi dimineața când am vorbit cu voi, dar am făcut un mic mare switch, adică o mică schimbare, am trecut la altceva și trebuie să iau totul de la zero și o să fie foarte interesant, pentru mine cel puțin, pentru că e ca atunci când treci de la o mașină la alta, de la o marcă de mașină, ai condus toată viața, să zic așa, o marcă de mașină, după care trebuie să treci la alta, care are cu totul alt meniu, cu totul alte funcții, știe să facă altceva, nu ești obișnuit deloc. Și cred că va fi foarte interesant și tocmai de asta a trebuit să-mi cumpăr și un card nou de memorie pe care l-am comandat și mi-a sosit, din ce am înțeles, am mesajul de la EMA cu geniusul ăla, cu ce v-am povestit eu de multă vreme, am avut un proiect cu ei, cred că prin 2020, dar eu am continuat să-l folosesc de atunci, că e foarte ok și întotdeauna când sunt chestii de la EMA prefer să mi le comand cu geniusul.
pentru că îmi simplifică viața și nu dau bani nici pe transport. Mă rog, deci mergem acolo și pe aia mergem acasă și vă mai povestesc și vă arăt ce și cum v-am promis. Dar hai întâi să rezolvăm cu papetăria. Ce s-a schimbat cât de cât, pornind cu biroul care a fost inițial, dacă vă amintiți voi, fetele mele veterane, în 2017 m-am mutat eu aici, nici nu mai țin minte exact, a fost inițial dormitor și era poziționat cu totul altfel. Măsuța asta de toaletă a venit târziu, cred că prin 2018, deci n-a fost de la început. E, acum, ea era inițial în colțul de acolo și va trebui eu să mă gândesc dacă sunt ok cu zona asta de filmat, pentru că în mod normal eu șezătoarele știți că le filmam de la ea, doar că eram cumva poziționată altfel. Și acum va trebui să mă decid dacă e ok. O să vă arăt și ce este în pachetul ăsta. Mi-a trimis și de la Pixi ceva foarte drăguț. Intrăm după. Dar aici în mod normal era bradul. Sunt sigură că urmărind vlogmasul și dacă ați mai fost așa în trecut pe canal, cam știți cum era așezarea lucrurilor, pentru că n-am mai umblat pe capitolul ăsta de foarte multă vreme. Dar acum, iată, aici unde era bradul, este mai nou măsuța de toaletă și sta să întorcă pe mine oricum, mă știți, poate v-a fost dur, poate nu, dar să vedeți ceea ce este important acum. Deci, bradul, iar înainte de brad, aici, dacă vă amintiți, era un corp alb cu pantofi, era relativ scund, venea undeva până de desubtul oglinzii alea. Și am mutat eu măsuța asta aici cu toate zarzavaturile mele. Asta, dacă țineți minte, cei care sunteți pe Instagram și, mă rog, și cei care sunteți pe YouTube, dar au fost două părți separate. Asta era o tăviță pe care am cumpărat-o eu în Primark când am fost atunci în tipul vlogmasului și v-am arătat ce-i pe acolo. Și ea avea undeva o oglindă aici în partea de jos, numai că Lemo a decis să nu mai aibă acea oglindă și a dărâmat-o și a spart-o și am rămas doar cu bucata asta, doar cu grilajul. Deci poate îmi fac drum într-o zi să mă duc pe la Primark să văd ce mai găsesc, că era chiar frumoasă și e ok și acum, dar mi-ar fi plăcut dacă avea și suportul ăla, am lăsat-o așa. De atunci, în rest sunt zângănelele mele obișnuite pe care le foarte bine știți, brățări, coliere, un iepure pe care, opa, e o mască de carnaval de fapt pe care am luat-o de la Zara, asta este o vedere dragă mie, coliere de tot felul, mănuși, accesorii, bla bla bla. Asta e pachetul de la Pixi, dacă vreți să intrăm și în el așa rapid, vă arăt imediat, le mulțumim foarte deosebit că mi-au trimis niște chestii, în general am trimit și mă bucură tare mult, chiar dacă nu sunt eu neapărat un fan al tuturor produselor lor, adică am zis de multe ori în clipurile cu nefavorite, i-am cam inclus, dar pe de altă parte au și unele foarte bune, blushurile de exemplu îmi plac, mai aveau niște rujuri care mi s-au părut drăguțe de-a lungul timpului, au mai fost niște rimeluri, parcă, na, ca la orice brand, unele sunt ok, altele vărzucă. Astea nu știu exact cum sunt, dar o să testez și vă anunț dacă e ceva. Deci mulțumim foarte deosebit, Pixi Beauty. Nu pot să mai închid cutia, dar mă credeți voi pe cuvânt. Deci odată, aici măsuța de toaletă, cu scaunelul căruia trebuie să-i fac ceva, trebuie să-i pun o protecție ceva deasupra, pentru că uite ce au făcut. Și așa de rău îmi pare că și-au băgat ghearele în el, deci i-a apucat ascuțitul gheruțelor. Asta este. Acolo sunt niște cutii, zona aia n-arată tocmai ok, nu e ce mi-aș dori eu, dar până găsesc o soluție, o să stea toate îngrămădite acolo. Ăsta a rămas exact așa cum îl știți, ăsta este standerul meu cu pălării de tot felul, pe care îl schimb de două ori pe an. Când vine vara, trec la chestiile mai subțiri, adică nu fetru, nu băscălin, nu din astea. Iar când este frig afară, na, pălării mai groase. În coace, situația este exact cum o știți. Ah, și vreau să vă arăt și treburile astea, că am mai primit un pachet astăzi, ceva foarte drăguț de la Heidi, absolut adorabil și o să vă arăt imediat ce termin cu turul. Sunt acolo niște chestii personalizate care arată minunat. Dar zona asta a rămas exact așa cum o știți. Acolo, mă rog, am luat niște gumă, trebuia să las mașina. Am uitat de ea, în fine. În partea asta a fost întotdeauna un stander, numai că de fiecare dată ăsta de umerașe. De fiecare dată când aveam de filmat holuri, eu mi le-am filmat aici și exact asta voi face și în continuare. Și de fiecare dată când aveam de făcut asta, trebuia să-l mut cu greutate pentru că erau multe haine. Astea nu vor rămâne aici, deci ăsta va rămâne relativ golaș, sunt mai multe combinații pe acolo, de asta vedeți și niște umerașe goale. Dar având în vedere că nu sunt atât de multe și vor fi și mai puține, îmi va fi foarte ușor mie să-l deplasez de acolo și îmi va fi mai simplu momentul în care filmez holuri. Deci mi-am dorit foarte mult ca peretele ăla să fie cât mai ușor de eliberat ca să am eu zona de filmare. Ok, și acum modificarea cea mai importantă dintre toate, taram, este asta.
corpul ăla, cred că ăla era, venea unde este măsuța de toaletă acum. Iar aici, în zona asta, acolo era măsuța de toaletă, aici era un alt corp, unul alb, care a ajuns în sufragerie și în principiu erau genți. Acum, dacă vedeți, ăsta este puțin combinat, corpul ăsta, cele două aflându-se în dormitor până de curând. Nu mai țin minte cât am filmat acolo, că nu prea filmez eu în dormitor, dar astea erau în dormitor. Și le-am adus aici, pe toate, deci nu mai este încălțăminte de niciun fel acolo. E, și vă ziceam că ăsta este combinat pentru că, vedeți, sunt gentosane, acolo sunt niște coliere, în partea de sus mai sunt niște pantofi, mi-am pus curelele la jumătate și acolo tronul împăratului nostru, se știe, iar în partea asta, la alta, au rămas pantofi, colecțiile mele dragi, Miu Miu asta de mă obsedează pe mine și sper să le prind pe toate într-un punct, și tot felul de alte modele, unele pe care nu cred că le știți, că v-am zis, n-am mai făcut colecție de pantofi de multă vreme și dacă v-ar interesa, uite pe aici așa, niște frumuseți, îmi spuneți și mă apuc să fac, că e cazul. De atâta vreme ar cam fi cazul. Toate curelele rămân atârnate în partea aia, pur și simplu niște cuie bătute au rezolvat situația și încoace altă pantofăraie pentru colecția mea, pasiunile și nebunile. Aici, astea sunt, mă rog, o parte din aparatura, echipamentul pe care îl folosesc eu în mod normal. Iar aici nu s-a schimbat nimic, după cum puteți observa. Avem un băiat care este în continuare pufos și dudulan. Ți-vă, mamă! Spune la mulți ani la fete și la băieți, grăsile. Deci aici lucrurile au rămas neschimbate. Hai să mergem dincolo. Eșind acum din cameră, mergem în partea asta, unde avem acest colțișor. Aici, dacă țineți voi minte, erau tablouri. Deci peretele ăla, uite, dacă vedeți, sunt niște urme de cuie pe sus pe acolo, peretele ăsta era numai cu tablouri, tabloașe de tot felul. Și mi-am dat seama că ăsta este un spațiu irosit, pentru că în afară de tablourile alea nu era nimic, deci nu era nicio bucată de mobilă, un scaun, o măsuță, absolut nimic. Și pentru că încerc să extind cât mai mult spațiu de care dispun, mi-am zis ca toate cărțile sau o bună parte din ele să vin aici. Am adus așadar astea două corpuri de bibliotecă, Ikea sunt, asta e, atâta s-a putut, le-am adus pe amândouă aici, le-am încărcat cu tot felul de titluri. Uite, iarăși să-mi ziceți dacă mai vreți turul la partea a doua a bibliotecii, cu toate că nu mai știu ce v-am arătat în primul, care și la câțiva ani, dar putem să reluăm un pic. Și am pe aici și a tot felul de titluri, nu știu, de la albumele mele de modă, reviste de tot felul, în partea asta la altă beletristică, astea sunt niște busturi foarte frumoase pe crana de la Anthropology, aia e colecția mea de Rodica Ujoc Brașoveanu, tot ce vedeți cu negru, cărțile de la Baroque Books and Arts, mă rog, înțelegeți ideea, deci cărți. În partea asta, la altă, dacă mergem acum în dormitor, situația... Ta-na-na-na. Am așezat una, două chestii că au rămas întinse pe acolo și voiam să vedeți exact cum se comportă situația cu ele toate așezate. Da, practic ce am făcut, am adus în dormitor toate stenderele mele de umerașe. Și am aici o bună parte dintre hainele mele. Da, sunt multe haine, îmi plac hainele, mă știți, îmi place să le port, colecționez tot felul de chestii, asta sunt, mulțumesc deosebit. E... Și le-am adus pe toate aici, așezate pe umeraș, astfel încât să pot să văd efectiv ce am. Pentru că în cazul meu, dacă hainele stau împachetate sau, nu știu, sunt puse undeva și nu le am la vedere, n-ajung să le port decât pe alea care stau la suprafață. Și cam asta este situația de moment. Îmi este mult mai ușor să văd efectiv ce am, să evaluez corect, oricât de pompos ar suna, să evaluez corect o situație, un moment al zilei sau, mă rog, o întâmplare și să fac un plan de bătaie cu ceea ce vreau să port în ziua respectivă. Și mă ajută foarte mult toată situația asta. Aici era înainte șifonierul, pe care l-am mutat în partea astălaltă, vă arăt imediat, și de asemenea trebuie să vă arăt o oglindă. Și așa se vede reflexia în oglindă. Deci în spatele meu acolo este ceea ce am filmat adineauri. În dreapta încoace este șifonierul, iar aici în față este o relativ nouă achiziție, una Vitange, o oglindă foarte frumoasă pe care mi-am dorit-o mult de tot, pe care v-am arătat-o pe Instagram. Nu știu cât v-a surprins, cât v-a plăcut, cât lumea a sesizat, dar am făcut un filmuleț cu ea, ducând-o în pădure. Deci ăla a fost filmat în pădure, m-am cărat cu ea după mine, am instalat-o pe acolo și am filmat ceva. După care și-a ocupat locul și e foarte bine că se află aici, pentru că asta îmi permite mie să văd în timp real, adică probez chestii și am oglinda aici și mă ajută mult mai mult să fie totul așezat într-un singur loc. Deci toate hainele pe care le port, v-am zis ce e acolo, nu luăm în calcul. Toate hainele pe care le port, bunele mă, le am aici și din momentul în care m-am îmbrăcat, mă văd în oglindă și e totul perfect. Ok, va trebui un covor. Zona asta aici, goală așa cu parchet, nu prea îmi place. Înainte nu era așa, pentru că erau toate lucrurile așezate cumva mai în mijlocul camerei și nu se observa atât de bine, nu se sesiza.
Dar mă gândeam fie să aduc covorul rotund, care este în birou, și să iau altul pentru zona aia, sau dacă nu, să iau un covor nou, să vedem cum organizez. Și cam astea sunt modificările. Nu e nimic extrem, nu e ceva major, n-am chemat un decorator de interioare să rezolve. Pur și simplu am simțit nevoia de o schimbare și de o concentrare mai bună a lucrurilor, să fie totul mai bine organizat. Și eu sunt foarte mulțumită și împăcată cu situația asta. Să ziceți cum vi se pare. Hai să vă arăt și povestea cu Heidi acum. Opa, că e prea simpatică. Ia să vedem, pot cu o mână? Uite așa, o mutăm aici pe măsuța de toaletă. Pixi, te rog să ne scuzi. Deci, fără deci, a sosit această minunăție de la cei de la Heidi, cărora le mulțumesc foarte, foarte mult. Ei sunt foarte drăguți cu mine și, dacă vă amintiți, acum câțiva ani, mi-au trimis chiar o cutie de praline de ciocolată, care erau... Cutia era personalizată cu numele meu, nu știu exact cum era personalizarea, le-am, sunt dincolo, dar era ceva drăguț acolo cu praline balabaniene și scria ceva de rumbul de păr și de lemon. Și au fost foarte simpate și în general îmi trimit multe lucruri minunate pentru care sunt foarte recunoscătoare. E adevărat că eu de când am renunțat în principiu la ce înseamnă produse de origine animală, nu prea mai mănânc, dar ținând cont de gest, din când în când v-am zis, nu este nicio... moarte de om dacă se întâmplă să iau câte o gură să văd cum iese. Însă, stați pe pace, are cine să le mănânce. Deci mi-au trimis odată cutia asta de bomboane, gold caramel. După care au venit, bineînțeles, mai frumos ambalate. Dar n-am rezistat și a trebuit să intru în ele să văd despre ce e vorba. După care, în ambalajul ăsta frumos, aceleași bombonele, într-un buchet, foarte bine arată. Aici, cred că este același produs, da, doar că este tabletă. Asta este o cartolină felicitare, nu știu cum să-i zic. Tân, 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 gold caramel. În perioada asta colectăm gesturi frumoase de peste tot și pe Heidi Chocolate avem activ un concurs prin care invităm pe toată lumea să împărtășească gesturile pline de drag. Tac, tac, tac. Dați voi pauză dacă vreți să citiți ce scrie pe ăsta, cred că l-am ținut suficient timp. Dați pauză și citiți și vedeți acolo cu tot. E, și șmecheria cea mai șmecheră vine de aici. Stați-mă un pic să vă arăt. Că mi-au trimis două inimi personalizate. Asta este una și mai este una de desubt, pe care nu vă arăt pentru că aia e ceva, e ceva foarte simpatic acolo, dar e o chestie mai intimă. Însă, asta de deasupra are numele bolovanilor, scrie Rumbu, Poirot, Lemonica. M-a atins maxim pentru că nu știam că vor să trimită chestia, adică habar n-aveam despre ce e vorba, pur și simplu m-au întrebat dacă mă găsesc acasă ca să-mi trimită ceva. Și numai bine că m-am trezit cu asta. Mi se pare fantastic de frumoasă ideea și chiar mă gândesc serios dacă are sens să fie mâncată inima asta, pentru că arată minunat și mie vine să o rămesc, să fiu sinceră, dar nu știu dacă se păstrează, adică n-aș vrea să se strice sau nu prea știu cum să fac, nu mă pricep la asta. Și în congelator nu vreau să o țin, dar este absolut delicioasă ideea și le mulțumesc foarte, foarte mult. Simțeam nevoia să împărtășesc și cu voi, că e chiar o chestie unică și știți că pe mine mă ating foarte mult detaliile astea. Personalizat, în general, când văd ceva ce are o tușă un pic mai specială decât ceea ce ar fi în mod normal, mă topesc. Așa că foarte, foarte bine gândit. Mulțumesc încă o dată. Dați-mi voie acum să mă schimb în ceva mai confortabil, că simt că mă scurg cu puloverul ăsta pe mine. El este minunat, dar e prea cald pentru el, așa că îmi trebuie un tricou și niște sandale. Dacă tot am purtat astăzi, cred că niște sandale ar fi chiar ideale. He found it odd, but didn't think too much of it. And so, like I said before, it is hard to find out. A source out there says basically the same thing, but just to the location later. I've done my best and my worst, learned my lessons. No matter how hard my life would treat me, I'd always get right back up, never worry. Acum mi-am dat seama că am uitat să schimb fețele de pernă pentru pernuțele astea cu soldăței. Foarte frumoase, deosebite, au fost minunate în perioada Crăciunului. Dar acum mi se pare că nu mai am niciun farmec. Și cred că nu am conștientizat, pentru că în momentul în care mă așez în pat, cel puțin așa încerc, mă culc direct și nu prea sunt atentă la ce am în jurul meu. Cel mult așa să zic că mă uit în față pentru că nu m-am obișnuit încă cu cacofonia de rigoare asumată, nu m-am obișnuit încă cu umerașele pe care le-am aici în fața ochilor. Treaba asta s-a produs acum vreo săptămână, două, cam așa, și încă mi se pare un pic ciudat spațiul. Deci cel mult să zic că mă uit la ele, dar de principiu
evit în momentele în care știu că m-am pus în pat, evit să mai fac altceva, să fiu trează sau nu știu, să mă ocup cu altele, pentru că vreau ca spațiul ăsta să fie rezervat exclusiv dormitului, cel mult, nu știu, un film, o carte, dar niște lucruri pe care să-mi concentrez atenția. Și de asta cred că nu mi-am dat seama că pernuțele astea au rămas așa. Și cum ziceam, superbe, dar nu mai vreau să fac Crăciun în fața ochilor la momentul ăsta. În principiu am scos din casă tot ce a însemnat brad, decorațiuni, globulețe, sunt împachetate, așezate bine pentru la anul. Mai am doar cavierii să-i duc la Buzău, care sunt undeva în Mirciulică. Și în rest nu mai e nimic, am îndepărtat tot ce se putea. Și acum, văzându-le, iată, domnule. Dar altfel nu mi-am dat seama deloc. Uite cum arată părul meu, în cazul în care era cineva interesat. Deci, de când l-am coafat azi dimineață, ați văzut că l-am avut întâi drept și după aia mi-am făcut buclele cu ondulatorul ăla, tot ăla din Primark, pe care vi l-am arătat iarăși în timpul vlogmasului. E, într-adevăr, a fost fixat cu o mulțime de fixativ, o cantitate mare, dar cam așa se prezintă. Nu e rău, nu e nici bine, oricum s-a îngrășat, machiajul cam în felul ăsta rezistă și o să vreau să povestim despre treaba asta, că am făcut niște descoperiri recente care chiar mi-au plăcut. Și vreau să vă povestesc și despre treaba cu tușul, sau mă rog, mai degrabă creionul, cu fardul, cu ce vă ziceam când eram în mașină și mă duceam spre Carrefour sau m-am întors la Carrefour, mai știu. Oricum, cu ce v-am povestit astăzi? Deci o să vină un clip în care o să vorbim și despre toate lucrurile astea. Dar da, acum am așezat să mă pic cu laptopul în față, mă uitam la un clip pe YouTube și am mâncat un pomelo după ce am aruncat la gunoi un mănânc de vreo 4 sau 5 banane, cred, pe care le-am luat. Nici mai știu, le-am luat de la mega ăsta de la mine, că am un mega aici la colț în apropiere și atunci când am nevoie de ceva rapid, nu e foarte mare, că e mega de la de cartier, dar atunci când am nevoie de ceva rapid, mă duc aici și am luat niște banane care cred că au fost cele mai proaste banane din toată viața mea, deci așa carton, n-am mâncat de când mă știu. Băi, și e foarte aiurea pentru că nu-mi dau seama cum să le aleg. În principiu le evit pe alea verzi, că mie nu-mi plac, adică banana pentru mine trebuie să fie dulce. Și le evit pe alea verzi. Dar ați văzut cum e, că le cumperi o culoare și când trece o zi după ce le-ai ținut în casă, își schimbă culoarea complet. Și cu unele ai noroc și au gustul cât de cât ok, se simt, să zicem, dulci. În timp ce altele, băi, deci nimic, parcă ai mestecat efectiv carton. Și așa a fost cazul cu astea. Ziceam să mănânc ceva, că e seară și mi-era poftă de o gustare. Zic, hai să mănânc un fruct. Dacă tot, să vă povestesc și asta, în perioada Crăciunului am mâncat, de-am spart, acum încerc să revin așa pe un drum mai ok, sănătos pe cât posibil. Și zic, hai să mănânc un fruct. Și am gustat dintr-o banană, mamă, oribil, zic, o fi fost asta. După care am mai gustat dintr-una, a doua, la fel, gunoi, că nu poți să mănânci așa ceva. Când am gustat și dintre a treia și am văzut că la fel e, zic, ok, gata, nu mai. Deci nu mai cumpăr banane de la mega ăsta, nu știu, o să încerc să evit în principiu. Poate că n-am avut eu baftă acum, dar mi se pare că e o chestie din ce în ce mai des întâlnită. Adică nu mi se întâmplă doar cu bananele. Am pățit-o cu tot felul de fructe, nu mai zic cu roșiile. De câte ori n-am pățit asta să fie culoarea aia care trebuie și în momentul în care le tai să trezești că sunt verzi și n-au niciun gust. Nu știu, e tare dificilă discuția asta cu alimentele, că nici nu știi ce să mai mănânci să aibă gust să fie ok. Roșiile pe care le mănânc acasă la Buzău, alea pe care le ține bunica mea în curte, deci nu se compară cu nimic, sunt atât de bune, îmi vine să le mănânc așa cum o făceam când eram copil, de mușcam din ele ca din măr. Deci așa ceva mi-aș dori să pot găsi, să cumpăr. Dar alea sunt crescute în curte, n-au nimic în ele și sunt foarte bune. Și mai sunt și pe la tarabe, când mă duc la piață, mai găsesc uneori. Dar în majoritatea timpului nu mă duc la piață pentru că mi-e mai la îndemână, fie să merg direct în hipermarket, fie să comand. Așa încât piața nu este printre primele mele opțiuni, deși poate că ar fi mai ok. Cu toate că și acolo, nu întotdeauna alimentele pe care le găsești au gustul bun. Dar asta vă ziceam că mi se întâmplă din ce în ce mai des, cu tot felul de alimente pe care le cumpăr, fructe și legume în cazul de față, să n-aibă efectiv niciun gust și să fie banii rosiți și mai ales frustrarea aia că, nu știu, poate mi-era poftă de ceva sau voiam să mănânc o chestie și am dat banii pe ea și uite-te tu că nu e bună de nimic. Până la urmă m-am resemnat cu pomelo ăla, nici ăla n-a fost excepțional. La pomelo, iarăși, nu știu cum să-i aleg. Apropo, dacă știe cineva vreun truc sau are vreun secret pentru cumpărarea bananelor perfecte sau a pomelo sau nu știu, orice de genul ăsta, chiar sunt direct interesată. Pentru că eu le iau după ochi, dar nu pot zic că mă uit la ceva anume. Pur și simplu cum îmi pică mână. Pomelo ăsta, să zic, a fost decențel. Nu
extraordinar, n-a fost foarte dulce, na, nu extrem de aromat, dar cât de cât acolo am ronțăit ceva acum pe ultima sută de metri. Mai am, unde ești, bre? Cred că l-au dărâmat pisicile. Mă demachez și eu un pic așa, mă duc, mă spăl pe dinți și după aia, mă, o să fac și un duș. Și după aia, gata, mă bag în pat și am terminat pe ziua de astăzi. Ce voiam să vă mai zic, mai aveam un punct important pe care voiam să-l discut cu voi, acum la început, că aș vrea ca vlogul de duminică să-l mut pe luni. O să facem un test. Da. Deocamdată. Și vedem cum vă împăcați cu chestia asta. Știți că vă povesteam anul trecut, când am schimbat de la ziua de joi spre vineri, vă ziceam că m-a ajutat enorm și în continuare pentru mine e mega bine că este în felul ăsta, pentru că nu mai am alte distracții sau distrageri. Joia este o zi aglomerată întotdeauna, că e în cursul săptămânii și mai am și altele de făcut. Vinerea însă e cam liniște, așa, știi, că toată lumea e cu gândul la weekend și în principiu, chiar dacă știu că și voi intrați deja în weekend și e foarte posibil să nu vă mai uitați neapărat atunci, recuperați în zilele următoare și mă ajută pe mine mult mai mult să am intervalul ăsta, deci face o diferență extraordinară, intervalul de 24 de ore dintre joi până vineri, pentru mine, în ceea ce înseamnă respectarea programului de video. Și mă gândeam că poate ar fi o idee bună ca să nu mai fie atât de apropiate vineri și duminică, sunt doar două zile și ținând cont că și clipurile mele sunt foarte lungi și unii dintre voi știu că nu le vedeți dintr-o bucată și ok, nu e, adică să nu înțelegeți greșit, nu e un reproș, Doamne ferește, fiecare se uită cât poate, dar mă gândeam că poate ar fi mai bine să fie vineri și luni, știi, să fie distanță de 3 zile, că înainte când era joi și duminică, erau într-adevăr 3 zile diferență, după care din momentul în care am mutat vineri și duminică au fost doar 2. Spuneți-mi și voi ce părere aveți și cred că o să facem în felul ăsta. Deci vă anunț acum, o să notez eu pe aici, pe undeva, ca să știe toată lumea și poate fac și bannerul, că vreau să... Ah, dar chiar trebuie să fac bannerul, neapărat. Să notez acolo, o să încercăm cel puțin să modificăm vineri, luni. Dacă nu o să vă placă, dacă o să-mi ziceți că nu, eu prefer cum era sau, nu știu, o să văd eu că nu merge, o să revenim la zilele astea, dar facem un test și vedem cam cum ne împăcăm cu ideea. Sau dacă aveți preferințe de alte zile, nu știu, orice considerați voi, lăsați-mi acolo, că pe bune mi-a fost dor să interacționez așa cu voi și mă simt super liniștită și relaxată și odihnită acum că pot să o fac fără presiunea aia recentă, așa încât am timp și să montez și să povestesc tot felul de chestii și se mai adună niște lucruri, că atunci când filmezi zi de zi, nu se întâmplă întotdeauna niște chestii interesante, n-ai așa fiorul ăla de, aoleu, abia aștept să le spun, pentru că n-au cum să fie fiecare dintre zile interesante și să existe ceva de abia aștept să le spun, unele dintre ele sunt pur și simplu banale. Dar acum că a trecut niște timp așa și eram nevorbită de atâta timp, chiar mă bucur tare mult că reușim să povestim. Și dacă eu v-am povestit, o să vă rog la fel, să-mi ziceți și voi cum sunteți și ce ați făcut în perioada asta. Tot așa că spuneam de Crăciun, nu am depășit niște chestii pe care le mănânc în mod normal. Adică să nu înțelegeți acum că am stat eu în grătare și cine știe ce chestii am mâncat pe care nu le mănânc în mod normal. Nu, n-am făcut asta, doar că am depășit niște limite din punct de vedere al cantității. Eu nu țin un regim. Nu văd stilul meu de viață ca fiind un regim. Dacă mi-e poftă de ceva, mănânc, inclusiv din lucruri care conțin lapte, ouă. Carne n-am mai mâncat adevărat de 4 ani, deci cred că se fac 4 ani acum în februarie. Sunt foarte încântată de mine pe planul ăsta, dar de-astea lapte, ouă și așa s-a mai întâmplat. De exemplu, cu cozonac, am mâncat cozonac, cu toată sinceritatea, acum de sărbători am mâncat cozonac și a fost chiar foarte bun. Nu cum îl făcea cineva, dar foarte bun. Și am întrecut niște limite, așa, am trecut măsura pe partea cantitativă. Adică am mâncat cam pentru două persoane. Nu pot să zic că m-am abținut de la ceva și știu că este stupid, mai ales că nu pot zic că am ținut post sau că am avut așa niște restricții, dar pur și simplu n-am vrut să-mi refuz nimic în perioada asta de sărbătoare. A fost o chestie leneșă pe care am absorbit-o din toate punctele de vedere. Am dormit, am spart, cum v-am zis, am zăcut, au fost zile în care efectiv n-am ieșit din casă. Pur și simplu m-am odihnit și am mâncat bine și cam mult. Și acum că a trecut perioada aia, nu sunt eu omul care să se ducă să alerge maratoane sau să fac nu știu ce, nu că ar fi ceva rău în asta, fiecare să facă așa cum se simte bine, dar nu este stilul meu de viață. Însă încerc pe cât posibil să revin la
dieta mea fără conotații de slăbit, obișnuită, dintotdeauna. Și dacă în timpul vlogmasului acum aș băga jumătate de cozonac, hai totuși să bag jumate de pomelo sau un pomelo întreg, oricum mi se pare mult mai ok. Cred că moderația e în regulă întotdeauna și nu e nimic greșit să mai faci și excese din când în când, atâta timp cât se menține acest din când în când, să nu fie o constantă. Cel puțin așa funcționez eu la momentul actual. Sigur, sigur, mai am multe chestii să vă zic. Atâta mi-a venit pe moment, dacă e ceva mai completez pe aici, însă sunt înapoi, deci de acum nu mai plec nicăieri, îmi ziceau și fetele pe Instagram pe acolo că ne e dor de tine, hai odată, să nu mai pleci, știu că ai avut nevoie de odihnă, dar să nu mai pleci așa de mult timp și întotdeauna mă înduioșează și mă emoționează mult mesajele de tipul ăsta, pentru că știu că sunt bine intenționate și mă ating așa, că simt, chiar simt iubire și este firesc să mă impresioneze. Dar acum chiar sunt înapoi, deci nu o să mai plec, cel puțin în viitorul apropiat nu se întrevede niciun fel de vacanță, doar să fie vreo chestie neprevăzută, Doamne ferește, să mi se strice calculatorul sau ceva, dar n-ar trebui că toate merg brici, ba chiar am updatat, uite și camera, atâta vă mai zic, păi vă las să-mi fac ceva, deci este o nebunie în capul meu câte am să vă povestesc și îmi dau seama pe parcurs despre ele. Însă voi fi aici și pe parcursul următoarelor vloguri, daily vloguri, vreau să revenim la sistemul nostru normal de sănătate! Bucurii! Mulțumesc! Sistemul nostru normal cu un daily vlog pe săptămână și așezătoare. Un daily vlog și așezătoare, cu toate că mai sunt și excepții, însă în principiu cam ăsta este formatul consacrat pentru mine și mi-ar plăcea să mă țin de el ca să împăcăm pe toată lumea, pentru că știu că aveți gusturi diferite. Câți oameni, atâtea păreri și atâtea gusturi. Și asta ziceam, ultimul lucru, filmez în continuare de pe camera mea veche, adică Canonul ăla mic pe care îl foloseam. Asta seara am avut o mică deplasare de făcut și am filmat niște cadre cu cea nouă pe care am luat-o. Nu sunt misterioasă deloc, adică nu e un secret, numai că nu mă apuc să vă vorbesc despre ea pentru că nu o stăpânesc absolut deloc, deci mă depășește complet, m-a luat durerea de cap, doar apăsând pe butoanele alea pe acolo și încercând să-mi dau seama cum funcționează una alta și am avut-o astă seară cu mine și am făcut un mic test așa pe lumină foarte slabă, eram foarte curioasă să văd cum se comportă pentru că cea pe care o am eu acum, cu toate că e ok în majoritatea situațiilor, în lumină slabă nu prea face față și cel mai rău la ea mă irită focusul, pentru da, că au fost multe situații și m-ați auzit atâtea ori în vloguri, se vede la voi acolo, sper că vedeți, îmi pune focusul, nu îmi pune focusul. Ea iurea, că eu nu-mi dau seama, am avut pe un ecran foarte mic și în momentul în care descarc filmulețele pe ecranul mare și văd că nu sunt în focus, adică nu e clară imaginea, devine mega frustrant, că am pierdut practic filmarea și unele chestii chiar nu se pot reface. Și nici atunci, dacă le refaci, n-ai garanția că o să iasă ok. Sunt mai multe bube care mă iritau, dar tot vorbind cu Iuliana, care, ați văzut, se pricepe și văzând și eu așa ce mai fac alți oameni și încercând constant să mă educ pe capitolul ăsta, pentru că, v-am spus, eu tot ce știu pe partea de foto-video am învățat singură de la alți oameni urmărindu-i și fiind atentă și citind și văzând tot felul de videoclipuri, am văzut că mulți oameni folosesc altă aparatură decât cea pe care o am eu, care este într-adevăr foarte bună, nu pot să reproșez prea mult, eu sunt mulțumită în principiu de calitatea pozelor, dar pe video simt eu că mă irită niște chestii, pentru daily-uri mă irită niște chestii cu camera asta, poate sunt eu un pic prea exigentă sau nu știu, poate că îi cer prea mult și nu este neapărat făcută pentru asta Canon-ul pe care l-am acum, așa că voi încerca. Cred că am 30 de zile la dispoziție să fac retur, dacă nu e ok. Și după ce mă lămuresc un pic și îmi dau seama dacă pot să lucrez pe alt sistem, promit că o să vin cu toate detalii, dacă vă interesează, evident, pentru că știu că subiectul ăsta al tehnicii foto-video nu e de interes pentru toată lumea și e firesc să fie așa. Deci o să vedem în continuare și poate chiar o să încerc să le dau pe astea, inclusiv camera de pe care filmez acum. Am foarte multă aparatură adunată pentru că n-am renunțat niciodată la ele, cel mult le-am dat câteva așa mici chestii, i-am dat lui frate meu și el este pasionat și când mi-am upgradat eu aparatura, i-am dat lui ce mai aveam, dar n-am putut niciodată să renunț la aparatura mea
pentru că sunt foarte atașată de ele. Dacă mai țineți, vă minte, camera mea mică, neagră, G7X-ul Canon-ul, pe care îl folosea toată lumea și unele fete în continuare îl folosesc și în prezent. Aia a fost prima mea cameră de vlogging și pentru mine obiectul ăla, chiar dacă este mult în urmă, adică a rămas, nu mai are nicio treabă cu prezent, nu e de actualitate, nu e vreo sculă în momentul de față, dar pentru mine ăla a fost începutul și am făcut niște sacrificii enorme la momentul la care am cumpărat-o și mi-este dragă de nu mai pot. Deci o am undeva într-un sertar, în birou și mă uit la ea din când în când și mă amintesc că de acolo a început totul. Deci îmi pune un zâmbet pe față instant în momentul în care o văd. N-aș putea niciodată să renunț la camera aia. Ținând cont, bine, nici n-aș lua mai nimic pe ea, că v-am zis, nu mai e de actualitate, sunt altele mult mai șmechere și oricum apar tot felul de noutăți și inovații și aia este rămasă săraca, e vitanjul de la prost. Dar chiar și așa, n-aș putea să o dau nici când mă uit la ea și nu, de acolo a început toată povestea, cu toate că am mai filmat eu cu niște chestii înainte, dar aia a fost prima cameră pe care am luat-o special pe partea asta pentru daily vlog-uri și... V-am povestit atunci că mi-am dat tot salariul pe ea și luna aia numai eu știu cum am supraviețuit și cât m-am chinuit, că nu mai aveam niciun leu. Ăla era salariul meu la momentul respectiv, era 2700 de lei, ceva de genul, și pe tot l-am dat pe ea și n-aveam economii sau ceva. A fost greu atunci, dar nu, a meritat într-un final și nu o să renunț niciodată la ea. Și tot așa, în timp, au mai venit, am mai schimbat câte un obiectiv, am mai schimbat DSLR-ul și toate astea le-am păstrat, le-am undeva puse, dar deja s-au adunat un pic cam multe și îmi dau seama că, ok, există anumite piese care sunt cu valoare sentimentală, dar mai sunt și altele care încă funcționează, care sunt ok, totuși, nu este execrabil. Dar sunt eu un pic prea exigentă și vreau mai mult și poate de asta nu mai sunt mulțumită de niște chestii. Însă pentru cineva care poate este la început și caută o variantă accesibilă, poate ar fi o idee. Primul meu DSLR, cel pe care mi l-am luat în liceu de a munci tovară atunci, toți banii pe care i-am strâns, mi-am cumpărat acel DSLR, mi l-am luat la mâna a doua și obiectivul la fel și am ținut de obiectivul la 8 ani de zile. Deci așa cum pentru mine a funcționat la momentul respectiv ceva second hand, poate și pentru altcineva ar putea funcționa. O să văd dacă va fi cazul. Dacă nu, vă pun eu la curent cu toate cele și să sperăm că o să-mi iasă într-un final. Dar pentru asta ne auzim pe viitor. Așadar, reiau intro-ul, să-mi spuneți cum vi s-a părut, ce clipuri vreți să vedeți pe parcursul anului ăstuia, ce vă interesează și să-mi ziceți și dacă sunteți ok sau ați prefera altfel cu formatul ăsta de vineri și luni. Și ca să rămână stabilit, următorul nostru clip nu va fi duminică, și luni. Urmează să ne auzim, să vedem dacă rămâne best of the best sau facem altceva, dar ce e clar este că sunt înapoi. Și cred că v-am mai întrebat câteva chestii pe parcursul videoului. Vedeți voi dacă aveți plăcerea să-mi răspundeți. Ca de obicei, mulțumesc tare mult că v-ați uitat și la ăsta, mulțumesc că ați rămas cu mine, că sunteți aici, că în continuare vă face plăcere și noi ne vedem data viitoare, ca întotdeauna, luni, la ora 7, sunt aici cu voi. M-am întors, mi-a fost dor de voi și mă bucur să vă revăd. Pupicios multos, noapte bună și în câteva zile sunt înapoi. Pa!